Victoriei din Brănești. Aruncare de la margine, steliștii se grăbesc, se uită la arbitrul asistent. Capitanul își cere lovitură de la 11 metri, probabil, în această fază. Un penalti. Din nou centrare către Bogdan Stancu și se dă penalti. Ce face Colțescu în această seară? Hai să mai vedem și noi odată, poate nu înțelegem. Cred că a avut pe conștiință penaltiul dat Victoriei Brănești. O să vedem o reluare a acestei faze. Una dintre puținele situații în care defensiva Brăneștiului a reușit să lase în offside de un atacant. Mai încercăm un unghi. Nici la basket nu cred că se fiu era fault la... Mie nu vine să cred, tot caut eu, că așa ceva chiar n-am, sau nu mi-aduc aminte să fi văzut. Cred că au rămas surprins și steliștii până la urmă de decizia lui Colțescu. Tot aștept să vezi ceva, nu știu. Păi nu mai avem ce să așteptăm, pentru că am văzut deja două, trei relori. Dacă asta este faza în care Colțescu a dat penalti, atunci nu are niciun fel de justificare acum.